Zărâmân ahas. Nu mai înțeleg așa. Faș, fanări, nu, pur și simplu. Deocamdată zărâmân ahas. Și bine ați venit la primul episod din sezonul... nu mai știu cât, din Hursutul Building. Explication time. În primul rând, știu că acum vă gândiți, am mai făcut o grămadă de ori și iar o să dea fail, iară. Nu o să fie chiar așa. Adică o să salvez de fiecare dată mapa, nu o să mai fac cu moduri ca să nu mai am porcări din astea și ca să meargă treaba cât de repede. Am deja planul în minte, o să vedeți voi parcurs. Hai mă, coboară! Eu ca trebuie să merg secret în timp ce m-am scopit de mulți afini. De ce? Că vine liceu, ai de capul vostru. Și când vine ăla... Nu-i ca în filmele... Taci! Nu-i ca în filmele americane, că fericire și minuni. Copii, e moartea și bauzele. Deci, vă zic... Dați-o fără replica, ciudă-mă! Deci, vă zic... Iubiți... Foarte nașpa. Și în același timp e foarte fain. Da, bine, am băgat în prima dată și comentează ce... De-aia nici nu mai am voie o perioadă destul de lungă, dar vine vacanța de iarnă și ei... Ce m-am gândit? Iată asta, hai să nu începem chiar așa. Găsim un loc de casă, oricare, nu contează. Ne băgăm, facem o hudă, așa aici, și ne ocupăm de casă din... Asta prima dată ne facem ferme. Ferme cât în cape și apoi casă și minuni. Deocamdată hai să facem loc de piatră. Voi face o chemare la chestii de plictisitoare. Ia să calculăm așa câteva mărini. 1, 2, hai să facem de 5. Hai de mă nu mai jucăm Minecraft. Deci, când mai apuc și... Când mai apuc să mă joc, logic, lol. 1, 2, 3, 4, 5. Va avertizatul din videoul lui, nu va apucați de LOL, dacă nu veți, vă pierdeți viața. E fain jocul, ce să zic, nu am ce face. Bun, hai să vedem cum o feasă. Holo, mă, cred că o să fie fain. Facem așa o gaură până acolo, mă. Bun, hai că mai s-a bucățica asta. Deci, după cum vă ziceam, și-o dat update Minecraft-ul, modul 3 să le las deoparte, a fost greu. Programul e tâmpit de-a dreptul, deci vă zic. Luni îi trebuie la șurubel, proful în teatru, bară, dansuri, că treci dansuri dacă pot, dacă vreau teatru. E bun! Mă pune să vin la el, voi face și eu ca tu, deși m-ai lăsat de dansul, dar ăla e ceva bătând din ăla care, când primește eu, ăla e pe moarte. Da, să zic așa frumos, imediat, de colțul. Face pava. Da, nu că așa vreau ceva cu el, dar când te gândești că din momentul în care pot, din momentul în care zici, mă, nenea, m-am lăsat de dansuri, o să moară, nu-ți mai vine să-i zici asta. Getting good. Nu vă mirați de nume, gândiți-vă că fratele meu a putut să-și cumpere cont. Și el a putut să-și cumpere cont, eu nu. El are voie, dar cum să nu aibă orice voie? Sigur că nu. Punem și noi pe aici. Am o... Bine că îmi dă și mie să mă joc de pe el. Na, dar puteam, nu puteam să scot direct piatra, știți? Așa. Și... mă mai bate și câinele la cap. Deci, abia a început episodul și deja sunt nervos de tot. Hai, doamne, cazule meu, unde ești? Acolo, mama ta. Așa, fac, mi-am făcut ceva unelte, după câte video. Bun, hai că plantăm pradul ăsta aici în loc. Avem și lemn. Se apropie noaptea și nu am văzut niciun animal pe aici. Din bremul ăsta de zăpadă, deși e super fain, nu cred că se spawnează absolut nimic pe aici. Așa că vom merge un pic să căutăm, dar în episodul viitor. Deocamdată vine noaptea și da de cât ceva torciuri. Parcă văd că intră mama în camera, Ioneca, cumva te joci înainte și nu vezi? Păi cam da, asta fac, mă joc și filmez și nu mă interesează. Deci de cap, am avut voie. Am ajuns să am voie o zi pe săptămână la calculator și acum nimic. Da, acum nimic și de intrare în casă și pierd timpul vorbind. Ia, pe acolo, bană. Iar am fost și trepici, e bun. Deja o dau pe nebun. Și iar a fost și replica. Deci câte replici poți copia pe secundă? Așa. Acum vă apucați să jocați de jocuri, m-am gândit. Платежок код умира, както колоте. Прекашаващи по на интро, чувачен както колоте. И Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth, despre Cthulhu vă vorbesc eu altă dată. Am avut și tema română să vorbesc despre mitologia lovecraftiană. Și mulți dintre voi, dar despre ce vorbește asta? Uitați-vă la PewDie, dacă știți cine e ăla, poate că nu știți cine e PewDie, pe așa nu e așa cunoscut ca mine. El vorbește destul de mult, deși în ciuda mea nu prea explică cine e ăla, nu mă vorbește ce despre el. Dar putea să explice. Hai să vedem ce facem. Băgăm așa niște chestulațe. N-au fi bun. Am skill. Ce mă? Ba nu. Iar am porțire pe altuia. Ce să fac? Te obișnuiești. Aha, hai încă unul. Kill them with fire. Așa. Pam 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 ba. Ba da. Bun. Am făcut și o grămadă de chetraie. Episoadele vor fi mai scurte. Hai luăm astea. Asta o să mai luăm chita și merele. Și ne băgăm în subteran. Așa. Dacă voi da de un cave, sunteți primii anunțați. Ok, n-avem căul. Și la primii 5 metri deja m-am pierdut, așa că vom face căulul. Așa că ieșim aici, sigur dăm de mobi, not a problem. Da, așa. Ce nu-mi place aici, profesor, de la profesor la restul, tot ce este nu-mi place, urăsc. Atacă-s mai liber și am și-o dreptul la o ieșire pe săptămână în weekend. Hai de capul vostru ce facem atunci și pe spetinași. Eu care căutam căul, așa-i? Caută căul, prostule. Deci Cop 2 aș mai putea să fac un fel de gameplay la Shingeki no Kyojin. Închide, adică dă mai încet la ce te uiți, George, că mă disperi. Se duc la chestii pe YouTube și voi nu le auziți, dar eu le aud. L-aud în voci. E din cauza lui. Îmi vrea răul. Ce faci, mă, țiganii? Așa. Deci, păcat nu l-am copiat. Hai, ziceți-mi, păcat nu l-am copiat în episodul ăsta. M-am uitat prea mult, am filmat prea puțin, am rămas fără replici, improvizez sau fur. Așa. Aici, acum nu este copyright pentru replici. Asta că zice mai bă, de ce ai furat? Nu-i voie, nu sunt titule, dă-ți o palmă. Așa, hai, jos cu noi. Nu te profesor, dar ce am mai trebuit să fac în episodie? Păi mai sunt voci de Mickey Mouse. Are o minte, omul ăla e un geniu. Deci, ce să zic? Salutare, domnule, bine ați venit în clubul lui Mickey Mouse. Am și uitat. Aș putea să emit, dar aș răsuna ca un gay care are nevoie consolare. Așa. Ok. Hai coborâm. O tomă alcohol. Dacă intră în cameră, o să pună pe pauză la video. Nu mă juc, am intrat în prima dată. Mă sună cumva o armă. Ok, bă. Despre ce vă vorbeam? Acum m-a sunat. Bine, m-a venit mama, a văzut cum mă joc, a băgat o privire. Vorbești și apoi mori. La telefon. Da. M-a sunat cineva. Cineva. Oricum nu înțelege, de oricât aș tuși. Oh, fuck, fiup, shit. Unde-i? M-am abăsut. Așa. Să merg pe afară cu ea. Cu ea. Iar am mai prins. Nu. Wow. Bă, dar e bine. Dar ar fi tare să dăm de diamante, așa, e? Dar ar fi super duper. Și imediat o să trebuie să închide. Și iar n-am timp. Și eu ziceam că mă învăț la teză. Mă învăț pentru teza la matematică, să știi. Păi zic, serios, ce-ai apucat de treabă? Da, calculatorul deschide, mă învăț la teză. S-a prins. Apoi, cum învăț eu? Așa frumos. Adică, nu că trebuie să te concentrezi și trebuie să înveți. Nu vă zic să nu învățați. Zic pur și simplu că e foarte greu. Și o să filmez un pic, îl pun la randar, mă pun la învățat. Deci, nu credeți că vreau să ajung ăsta săpător de gropi. Ясведем. Așa, o să sap tot ce-i pe aici și o să trebuie și o să merg pe afară, e fain. Văd că mai am încă o ieșire de săptămâna asta, sper să mă las nouă, cred că mor. Mi-a zis că putea să intri pe PC și să-mi trimite pe mea mesaj, numai că era ceva zi din aștept cu copii mici și ceva gen tăți copii pe ea, my precious, pe ea, pe ea. Ok, hai că am stat prea mult pe subiectul ăsta, mă simt cam coca, boss. Așa, hai, tăiem pe aici. Deci am zis că vreau să fac gameplay și cu Shingeki no Kyojin, luat din anime-ul Shingeki no Kyojin, Attack on Titan pe engleză, adică pe română, Atacul Titanilor și pe ciobănește, atacul cea care-ți mari și te mâncă. Și vreau să joc jocul acesta, pentru că îmi place, nu știu. E fain, deși are o grafică proastă. Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth, Cotcote. Are o grafică bunicică, e făcut de Ubisoft. Stați un pic să văd acesta, suntem, am și pierdut Y era. Stați un pic. Da, Y la statul 10 erau alea, să nu putem undeva, este de sus. Mă rog, treaba lor, F5. Nu, nu, F5 ăsta, F3. Hai, hai, mai jos, mai jos, mai jos și mai frumos. Mai jos, mai jos. Mă chinui talentul și pe mine. Dar avea tot de o vorbă. Cum face cineva la ceva? Stați, vă explic eu. Altă dată trebuie să... La un gameplay trebuie să vorbesc un pic mai vulgar, să văd dacă o să vă explicați. Nu vreau abțin să înjur, că nici nu-mi place să fiu din la care totul o înjură. Oh, am dat de irod. Am dat de irod. Ce faci irod? Bine irod. Așa. Am închis să mă prostesc și în ultima vreme mă prostesc foarte mult pentru că așa îmi bagi și pe prima viață pentru că nu mi-am chef de absolut nimic. Nu știu, dar suntem casele mici. E un test pe la care niciunul nu ați luat. Ați luat note sub 6 tot. Cred că pe casele mici muream tot, plângeam. Acum... Serios, dăm profesor, da. Ioi, suntem proști. Nu auzi glume gen, no, bun, eu mă fac frizer, tu cimentar, eu cu tubii pune în gres, e perfect. Deci, practic, ne... Deja nu mai avem nerejde. Cu fierul ăsta o să mă apuc și o să explorez un pic. Pentru că dacă nu explorăm pentru animale, suntem morți. We are dead. Prima dată ne trebuie loc de țarcuri și... de ferme și de minuni și apoi facem și altele. Și apoi case, apoi altele. Așa, îmi dau shields-uri. Facem ca să putem tunde oile. Așa. Seed-uri avem? Nu. Ah, fac, fac! Trebuie să-mi bag chestia alea. Cum era? Nu. Lasă altă dată. Ne, n-am început acum. Deci, în căutarea animalelor, ținem peste cât timp ieșim din BM-ul ăsta. Am dat large biome, deci aveți grijă. Murim pe drum. Hai că mâncăm chita asta, că oricum n-avem ce face cu ea. Ia, full hand. Ne și dăm regenerare. Vedeți ceva? Nu, că nici eu. Terminată cu chestia de pe tabletă, că... Ești mult de tabletă. Da, te-am ignorat, vă rog. Au băgat ce? Noi flori. La ce ajută? Da, decât ornamentez mai fain. Culorile subțin mai ușor, dar în rest... Nah. Nothing special. Mi-și permis să nu îngheață apa. Nu știu. Ah, îngheață, dar nu peste tot. Nu-i bine. Bun. Avem trestia. Mai încet acolo, că te strânge tableta. Da, eu, da, mergem în direcția asta, să știm unde să ne întoarcem. Așa, deci de acolo. Las că rețin eu și parcă văd episodul 51, aproape că am ajuns. Nu, nu o să pierd timp și în vremea și în perioada asta. Eu nu, nu, toate câini, nu. Era o glumă așa. Aici cine s-a bășit? dacă câinele e plecat, n-o las că vine el. Hai odată, ia, poate de niște siduri. Strângem ierburi, băiatul. O să trage la ierburi de la grecul, vreau să cresc eu. Nu mă drogez, nu vă țiameți că n-am încercat și nici nu am de gând să încerc. Beți, fumați, dar să nu vă drogați, deși nu beau și nu fumez. Dar nu știu ce e viața, cum credeți. Așa, ia să ne mâncăm, să ne fie atentă pe merele așa frumos. Da, și de cum la dietă cu Rotten Flash, atât e post. Băi, măcar se potrivește și seria mea, nu? Sezonul lui. N-am renunțat idee și acum câte faint palmuri pot să aud așa, pot să le aud. Hai prost, încă vrea braduria și încă... Da, încă vrea, încă e bun. Așa, hai că mi-am pierdut totuși direcția. Merge tot pe aici. Cea mai mare șansă să găsim, dacă nu ne învârtim un cerc, dacă urcăm mulți, eventual, poate. Ah, ce mă enervează. Văd cum vreau să de acolo. Na, nu poate fi, nu poate fi, deșez. E o porcărie, e o iluzie, mi se pare mie. Așa. Și să dăm de ceva de știință de iarnă. Băi, dar e bun, băi, mă, adică avem și loc, nu mai trebuie nivelat atâta. Ah, dar e mult de fugit, mult de fugit pe aici. Și vă dați seama, off-camera, cât o să-mi ia să duc toate animalele de unde mama zmourile luăm. Ok, off-cam, câte vorbeam de off-camera. Mi-a trimă e să mânc Rotten Flash-ul ăla, așa-i? Păi, se nu, băi, nu pot să fii nimic, am mănânc. Fug, 5 minute, nu, băi, pot fugi, pot și ajung. Da. 15 secunde.